așa mai aproape de domn profesor, foarte bine. La mine merge. Da? Și la mine. Da. Deci, dragilor, haideți, iată-ne la apicultură, după ora de matematică, unde nu prea ne-a ieșit treaba, hai să spunem așa că este ăsta risul, nu se poate, eu mă, ușor mă demasc, pentru că atunci când lucrurile merg bine, sufăr chiar. Dar o să remediem foarte bine. Și am ieșit la apicultură, zi-ne cum Mirona e dormit aseară după înțepătura, a fost înțepătura de botez. S-a fost bine? S-a fost rău? Nu, a fost bine. Excelent! Asta nu e alergică. Sigur, sigur va fi. S-a alăturat și Alessio, un băiat de clasa a 12-a, trebuie de intrat 12-a acum. An greu. Din când în când la stupină și mai ales după ce lucrează, vrea și un pic de matematică. Păi asta am vrut să întreb. La matematică nu vrea, că are bac. Sigur că da. Sigur că da. Este interesat de matematică. Și Valentin, care rămâne de ieri lângă noi aici, eu rămân așa foarte tare surprins de faptul că sunt tineri care vor să facă ceva și în apicultură. Iată, el vine la București, se a găsit o gazdă pe aici undeva, nu Valentina? Și stă în Bacău câteva zile ca să se familiarizeze cu câteva noțiuni de la apicultură, pe lângă faptul că a citit și a vizionat filmele de proful online, vrea să aibă contactul direct cu Albina. Adică a vrut să fie înțință, bani, nu? Da. Da. Nu se poate. Nu se poate fără asta. Nu e exact apicultor să avem, să aibă așa ceva. Încât. Acum, să ne aducem aminte că am pus o mătcuță în bigudiu și să vedem ce s-a întâmplat. A acceptat-o sau nu a acceptat-o? Sigur a acceptat-o, că ne-a zis că e 100% salvat. Atenție! În clipa în care am pus-o bigudiu, am spus că așteptăm o perioadă de timp. Aha. Să vedem cum se manifestă, dacă într-adevăr a conștientizat că n-are matcă și că acum este timpul să o accepte. Și că au nevoie de ea. Și că au nevoie. Dacă nu o mai ținem în bigudiu? O mai ținem în bigudiu. Aha. Deci acum stabilim dacă o eliberăm sau nu. Exact, exact. Acum stabilim acest lucru. Haideți să vedem, era undeva... Uite, Miruna, băiatul ăsta de-a 12-a, e fără, uite, cu picioarele goale și nu e frică. Da, ăla mă înțepat, nu-i problemă, dar el zice, decât să stau îmbrăcat, așa mai bine, mai iau cu înțepătură, zice, mă simt foarte bine. Aici am pus mărcuța. În bigudiu. Da, ne amintim. În partea dreaptă aici. Da. Eu am să mă dau aici undeva, ca să putem, să puteți viziona, să puteți filma. Așa știu că am pus-o în bigudiu, în nucleul ăsta. Iată, îl și avem. Ține tu, te rog, ține, folia. Așa. E este deja. Este pe rama cealaltă. Și dacă e acoperită de albine, ce înseamnă? Dacă e acoperită de albine și dacă albina nu trage cu mandibula ca să ajung la ea așa furioasă... De bigudiu. Da, de bigudiu. Înseamnă că au acceptat-o cât da. Dacă însă stă foarte hotărâtă să pătrundă la ea și să o strângă, deci vedeți cum stă aici? Da. Este semn că încă nu a acceptat-o. N-a acceptat-o. Da. Noroc că am salvat-o, altfel era moartă. Da, până la ora asta. În momentul în care o acceptă, nu mai sta așa strânsă pe adică ea. O lasă să se respire. O lasă să se respire. Okay. Acum are așa tot frământare de asta ca să o strângă și să o omoare. Da. Dar când o acceptă, va bate din aripioare și spune cum să facem să ajungem la ea, cine să ne o scoată, plângă într-un fel, vor să îi elibereze. Deci mesajul este că nu. Ei dăm drumul, uitați cum bagă capul acolo și trag vrea să ajungă, bigudiu. Da, da, și-ar vrea să ajungă să o poată strânge, să o ucidă. Ei bine, hotărârea e clară, o mai lăsăm. Am cercetat. Deci acum am definitivat și am stabilit că merită să o mai lăsăm. Altfel ne omoară. Ei, acest lucru e foarte... Că am mers pe varianta cui? Pe varianta aceea standard a apicultorilor care n-au biostup. Am mers pe varianta. Că dacă ar fi mers pe biostup, aveam posibilitatea să o facem mult mai ușor. Cu ochiul. Cu ochiurile acelea, cu... Nu, că v-am arătat data trecută. Da. Am și pus-o în spate aici, aș fi lăsat-o o perioadă de timp, mirosul ar fi uniformizat. Albina vine de acolo în coace, îi dau drum și la Haneman pe aici și ea se obișnuiește cu mirosul noii măci, încât cum nu are matcă, atunci va fi foarte ușor. De fapt, și procedura de introducere a unei măci
tinere, e mai dificilă în condiții în care ceva s-a întâmplat cu matca de bază. E foarte dificil dacă nu avem biostopul. E foarte dificil, observați aici, a trebuit să o băgăm în bigudiu și nu e albină multă și să o găsim câteva, să o stresăm pe ea. Este important. Pe matcă? Pe matcă o stresăm. Dragă de. Da. Ori, în condițiile care avem biostopul, lucrurile sunt foarte simple. Am de gând, avem de gând să scoatem un video manual, asta este obiectivul, un video manual cu lucrările, să spunem, de povești din apicultură pentru elevi cu elevii. Mm-hmm. Știți? Eu reușesc și sper să reușesc să le spun niște lucruri interesante, dar nu cu gândul de a veni la niște termeni tehnici, ci sub formă de povești. Și Daria este cea care excelează aici. Daria, vrei să-mi povestești mie următorul lucru? Cum se întâmplă ca matca să selecteze trântorii? Băi, când trântorii stau și îi profrunză, ba mai glumesc, ba povestesc, ba la o bere, ceva de genul acesta. Și se laudă care mai de care. Eu sunt mai șmecher, mai bun, mai frumos. Da, matca se plimbă și ea pe acolo și, ca să păcălească, îi mai târește printr-o baltă, îi mai duce... Dar cum se duce ea la... Cum îi neacă pe proști, pe trântorii proști? Cum? Ea se duce cu viteză înspre... Da, se duce cu viteză înspre și... Înspre apă și... Înspre apă și ei vin ca proști după, după ea. Și ea se ridică brusc și... Și ea se ridică brusc și în apă. Și ei se neacă. Și așa vede cine e mai deștept. Wow! Că ei nu-i trebuie, da? Ea nu se împerechează cu oricine, ea doar cu Elita. Ea vrea să vadă cine e mai deștept, adică dacă toți intră frumos în aia, și corect, corect. Caută pe altul. Dacă și din 60-70, cu cât se rămâne? Cât selectează ea? Așa, 6? 6-7? 6-7. Și apoi? Îți dai seama ce selecție face? Dură? Stați puțin, că apoi trebuie să-i pună din nou, faci din nou șmecheria asta. Până ajunge la 2. Îi zăpăcește, deci, îi amețește. Face selecție continuă pentru că așa se asigură perpetuarea speciei de calitate valoroasă. Corect. Da? Deci îmi place foarte tare când povestește Miruna, Daria, când povestește Daria, nu-ți rămâne decât să asculți. Eu cred că aici mă simt depășit de tine. Așa. Îmi place foarte tare. Da, Daria, deci, problema numărul 1 care îi frământă foarte tare pe apicultori este să poată înmulți familii de albine. Deci să aibă cât mai multe familii de albine, să fie cu măci valoroase. Atenție! Măci valoroase! De schimb liniștit. Cea nu ai valoroasă matcă, este matca de schimb liniștit, da? Așa. N-ai avut timp să te duci la... Un pic mă sun un pic să fugă tot. N-ai avut timp să te duci, Daria, să vezi... filmulețele cel din 2012 în mai și iunie am spus că sunt filmulețele cele unde o matcă de schimb liniștit n-a acceptat nici în ruptul capului, n-a acceptat să fie ce înlocuită. De locul, da. Da? Apropo de cedatul locului, nu? A fost acea reacție spontană a lui acuia lui Anca ieri, nu? Da. Că nici Ponta nu cedează și el ține de scaun. Da, da. Ține de scaun cel mai mult. Ponta! Da, da. Ei bine, în condițiile în care ea a refuzat, a ajuns acolo să distrugă bocile acelea și veți vedea acolo cum a păcălit albina, cum s-a făcut că o să mai depunește ouă prin împrejur. A, da, și apoi a sărit acolo, spunea, da, să mai depun eu acolo niște ouă, trebuie să iasă mai multe albine, trebuie să ne înmulțim stopul. Și apoi, când era mai lângă, își fie așa amurâtă. Asta, da. A urcat pe portcă și acolo pot vedea. Deci, toți vizitatorii noștri pot vedea o secvență pe care nu o pot descoperi foarte des. Eu am prins momentul acela când ea a păcărit albina, albina a încercat să protejeze botca respectivă, i s-a așezat... Nu mai nimic, doar facem și noi ceva pe acolo, da. Muncim, trebuie să facem niște boci, așa. Trebuie să facem niște chestii pe acolo, nu-i treaba și, ta. Și în final, ea când a reușit să a repezit, a prins-o așa între piciorușul din față botca, vedeți voi acolo cât e frumos, și n-a respirat.
am urmărit, n-am mai respirat. Adică, până n-a terminat-o, nu s-a mai dat de jos de pe botcă. Iar albinuțile plângeau și eu mai trăgea de un picioruș, de aripioară. Da, ca să se ducă încolo, că le trebuia o albină nouă. O matcă nouă. Era prea bătrână. Așa este. Și n-au reușit nici cum. Avea în concluzie. Da. Da, matca căpoasă. Dar ce a pățit până la urmă? Până la urmă a fost omorâtă. Așa. Așa e pedeapsa. Da, așa e pedeapsa. În clipa în care nu vrea să asculte de decizia familiei, trebuie să vă spun, copii, că familia decide. Spiritul de familie e mai puternic decât matca. Păi știți de ce? Pentru că familia. Cred că sunt vreo 1000 de albine în familia aceea. Nu. Și matca e una singură. Bine, nu numai 1000. Mai multe? Hai să spun. În 3 rame, doar pe 3 rame, da, cu tot, cu intervale, sunt 10.000. 10.000. Hai să-ți povestesc ce se întâmplă cu cele 10.000. Vedeți, copii, acolo munca este atât de riguros organizată încât dacă noi oameni am luat de la albinuțe și am învățat, am face niște progrese extraordinare. Măcar 20%. Nu, 5-10% dacă ne-am organizat acolo. Deci nu stă nimeni după cineva, după altă albinuță, ca să-i spună, vezi, trebuie să te duci, să muncești, vezi, trebuie să înveți, trebuie să... Da. Nu se întâmplă așa. Acolo fiecare își vede de treaba ei. Și sunt harnice. Și harnice. De ce vorbim ca o albină? A, așa. Dintre cele 10.000 copii, 8.000 lucrează în stup și doar 2.000 se duc la câmp. Deci, atenție, 8.000 au de trebăluit în interior. Este fantastic. Și nu se încurcă una pe alta. Nu se încurcă una pe alta, dar trebăluiesc de... 24 de 24, ele nu dorm. Nu dorm copii. Cum nu dorm albinuțele? Nu, deloc? Deloc. Ele lucrează și zi și noapte. De aia trăiesc puțin, domn profesor. Da, păi numai 40 de zile în activitate. Pentru că da? Sunt mult prea... Păi nu dorm, tu n-auzi că muncesc. Dacă nu dorm, nu așa, sunt obosite, epuizate, nu mănâncă, nu beau apă foarte des, sunt nehidratate și apoi... Viața omului. Cât privește partea asta cu mâncatul, le au, mănâncă cât trebuie, dar nu mănâncă în exces. Nu sunt lacome. Nu, foarte tare, foarte important. Deci ele atât cât se poate lucra, să aibă energie, să poată lucra. Copii, am să vă mai spun ceva. Știți cum iernează în timpul iernii, cum stau? Ele stau... Se încălzesc într-un fel, nu? Una lângă alta. Am să vă arăt. Am să scot două rame. Chiar pe astea două am să le scoat. Și să vă arăt. Într-un anume... fel stau ca să se încălzească două rame fix una lângă alta, ceva de genul ăsta? Acum stau una lângă alta. La albinuțe. Iarna cum stau? Iarna. Acum e vară. Acum stau gem, e desfăcut. Ele stau în gem. Nu există. N-au nicio șansă să supraviețuiască dacă ar sta așa... La minus 20 de grade. Respirate, da? Respirate. N-ar avea nicio șansă. Și atunci, copiii, uite cum fac. Ramele sunt puse lângă în stup, așa. Umăr lângă umăr, da? Ia uitați-vă. Uitați-vă așa. Dar umăr lângă umăr, așa stau. Telefonul. Da? Așa stau. Uite-te, așa stau albinuțele. Și... Fix așa? Da. O parte din el, dar trebuie să aibă și rezerva de hrană. Observați, copiii. Aveți dreptate. Rezerva de hrană totdeauna e deasupra. Deci totdeauna, fiecare ramă are o rezervă de hrană. De miere, adică și miere. E sus, acolo. Așa, coronița. Miere, se cheamă coronița asta deasupra, da? Și albinuțele intră o parte în celulă, intră cu capul în celulă, de pe partea asta. Altele intră pe partea cealaltă, ajung practic la foița, la grosimea foiței de ceară, foarte subțire. Și... Se umple și intervalul, atenție, se umple și intervalul dintre ele. Practic se îndeasă foarte, foarte bine una în alta, hai să spun așa. Deci, apicultorii care nu știu, tineri apicultori, greșesc foarte tare, băgând în cuib rame cu miere. Spune, băi, să le pun miere ca să aibă bietele de ele, să aibă la iernat. Păi am auzit că pun și zahăr, domn profesor. Păi una este completarea cu sirop. Când nu vine toamna acum și iarna va veni și n-au rezervă și atunci le pune și fac sirop cu plante. Deci se face acest lucru pentru că completăm rezerva. Iată, acum este secetă, este o perioadă foarte grea, florile sunt pe ducă, să zic așa, și acum, dacă nu suntem atenți,
putem să intrăm în iarnă cu, fără rezervă de hrană. Uh-huh. Și este grav, foarte grav. A, deci zahărul ăsta se pune și... Deci se, se pune să face sirop pentru completarea rezervei de hrană. Uh-huh. Asta este și important. Și nu, nu afectează mierea, adică... Păi se încearcă nu atâta mierea. Mierea nu afectează foarte mult, ci mai ales o afectează pe albină. Că transformarea zahărului în miere, că la asta se întâmplă, da, se face cu un consum de energie foarte mare. Deci ruperea moleculei de zahăr de către albină se face cu o uzură foarte puternică. Așa, și atunci de ce trebuie să le punem sirop? Apicultorul n-are de ales. Asta vreau să vă întreb. De ce le punem siropul acesta din zahăr și nu le punem miere? Bun, dar zahărul costă atât, iar mierea costă atât. Ah. Și atunci... Asta este motivul. Da. Dacă o scos și el niște miere, nu poate, nu o pune înapoi. Atunci ce facem? O parte din ea, domn profesor Mătar, nu? Ar trebui, apicultorii ar trebui să nu exploateze, să spunem, exact, maxim așa, asta, la asta mă și refer, să ia numai surplusul. Exact. Să aibă, așa fac apicultorii renumiți. Dar sunt și situații când te surprinde. Uh-huh. Datorită faptului că evoluția este destul de greu de anticipat, vedeți secetele acestea mari sau timpul ploios. Secete prelungite sau timpul ploios, iarăși este o mare problemă pentru apicultori. Pentru că în momentul în care plouă, albina nu iese afară, se spală nectarul continuu și ai terminat-o cu apicultura anul. De aceea primăverile ploioase creează o mare problemă pentru apicultori. Umiditatea creează probleme în stup și mai departe. Deci apar boli și așa. Și siropul ăsta de zahăr cât se dă? Adică se dă, da, continuu pe toată perioada iernii? Atenție! Nu, nu, nu. Spuneți o rețetă. Nu, nu. Ideea este așa. O familie de albine consumă pe parcursul unui an 70-80 kg până într-o 100 de kg de miere pentru dezvoltarea ei. Pentru, dar ea produce mai mult, dacă e de calitate. Dacă avem indivizi mulți, dacă familia e puternică... Asta vreau să zic. Dacă familia e puternică, să am în jur de 5 kg de albină, care înseamnă 50.000 de indivizi, iar la 50.000 de indivizi, da, indivizi, dacă am spus că la 10.000, doar 2.000 se duceau la câmp și 8 aveau de lucru în stup, de data asta, când vorbesc de 50.000, 30.000 se duc la câmp și 20.000 lucrează. Aha. Deci, care este, aha, avantajul? Să am familii puternice de 40-50.000 de indivizi, da, că acolo producția de miere este mult mai mare. Sunt mulți indivizi care se duc la câmp. Da? Uh-huh. Și dacă ai șansa să ai un cules, la un moment dat, are cine să aducă. Dar când tu ai un kilogram de albină, ai mai puțin, un jumătate de kilogram de albină, da, cine să se ducă la câmp, cine să rămână în stup ca să lucreze? De aceea poți să curgă nectarul din floare să le iei cu cana, dar nu are cine să-l aducă. Da? Deci trebuie să avem familii puternice. Am înțeles. Dar ca să fii mare, trebuie să fii mic. Adică ca să ajungi să fii o familie puternică, trebuie să ai mărci puternice, valoroase, care să pună foarte mult, să depună multe ouă și să ia de la mic la mare. Uh-huh. Da? Ei, partea foarte importantă este asta de înmulțire, de intrarea, de nevoie de a avea mărci de calitate valoroase. Este extraordinar. Și mărcile de schimb liniștit sunt cele mai valoroase, am spus, nu? Dar se trece printr-un moment de criză când marca bătrână e epuizată, va da drumul familia la bărci. Nu totdeauna acceptă, v-am povestit, conflictul este la tot pasul, nu se reușește tot timpul. De multe ori apar mărci de roire. Mărcile de roire sunt o problemă complicată pentru că roiesc foarte des. Spiritul sau intră repede în frigul roitului și te lasă devăruit. Deci este o problemă complicată. A nu se înțelege că ai stupe, ai miere, curge mierea și gata, problema. Nu! Dar este... mulțirea asta, adică ca să mărești familia și să o mai faci și de calitate, ziceți-mi, da, perioada. Când e perioada optimă? Când ar trebui să ne ocupăm special de asta? Așa. Acum vă răspund. Mai întâi și întâi trebuie să obținem anul ăsta, pentru la anul, să avem mărci valoroase. Așa. De aceea, apicultorii au în vedere și obținerea acelor mărci valoroase, da? Dar de unde? Să fac și o selecție. Dintr-o familie care este
bine cotată, este familie de prăsilă, hai să zic așa, care nu e agresivă. Și problema agresivității este una dintre probleme importante, pentru că se poate întâmpla să ai, să apară mărci dintr-o familie agresivă și nu se mai apropie nimeni de familia respectivă. Am avut și apicultori știu, uneori, datorită faptului că agresivitatea e dată de regulă de la masculi, se întâmplă să ai familii de care te apropii foarte greu. Bun, noi stăm aici pentru că, în general, stupina mea este dintr-o selecție făcută în timp cu familii mai puțin agresive, din familii mai puțin agresive. Pentru că, în condițiile în care avem o agresivitate asta excesivă, chiar apicultorul nu se mai poate duce la familie. Nici cu fum, nici fără fum. Nici cu fum. Povestea un apicultor și domnule, s-a ales o familie atât de agresivă, încât zicea, m-am hotărât să-i dau foc. M-am hotărât să-i dau foc. Am mai auzit asta, da. Am mai auzit. Să-i dau foc, nu mai puteam. Dar nu mă puteam apropia să-i dau foc. Adică chiar și costumat? Chiar și costumat, atât de agresivă. Vreau să spun că agresivitatea provine și din faptul că familia n-are de lucru. Mie mi s-a întâmplat odată, am mers undeva spre Matca, la o salcâm. Era o perioadă când salcâmul nu deschiseseră, erau adunate foarte multe stupine acolo, albina era nebunită și când am ajuns acolo, am deschis familiile și am încercat să lucrez și eu pe acolo. Dar m-a fugărit toată pădurea. Nu știam să mă ascult. Da? Se apare de mă terminat. Vai de mine, zeci și sute. Eu vorbesc de nouă câte înțeapă, două, trei. Păi cum au trecut prin costumație? Trec? Da, nu totdeauna apicultorul are timp să stea în costumație, nu se protejează. Nu. Apropo de chestia asta, sunt foarte multe evenimente în viața unui apicultor. Momente în care el e foarte multe înțepături, foarte multe înțepături. Daria, te rog. Și ce nu înțeleg eu? Zi. Albinele. Produc acea, cum se numește, aia în care este matca, am uitat. Botca. Produc o botca. Cresc o botcă, da? Da, cresc, ok. Și ele trebuie să spargă botca, să-i dea de mâncare, apoi să o facă la loc și tot așa, în tot timpul până iese matca. Ah, iată ce problemă foarte tare, putor. Spui așa. Cum anume o hrănesc? Că nu moare. Da. Că cum o hrănesc? Corect, asta e întrebarea. Aceea, deci întrebarea este cum în momentul când a spart aceea, gata, s-a dus trântorul sau ce am spart noi acolo. Gata, am murit. Și le cum fac? Cum, ca să le cum ca să trețin pe perioada aceea, da? Când se maturizează. Răspunsul. Răspunsul este asta. Deci, fii atentă, Daria. Se depune un ou ușor, da? În botca aceea. Botca nu-i crescută decât foarte puțin la început. Da? Foarte puțin are gura boții foarte strânsă la început, încât în clipa în care intră matca se poate atinge perișoare ce de-am vorbit eu, ca ouul acela să fie un ou din care se iasă o mătcuță sau o albinuță. Da? Dimensiunea este exact a celulii de albin. După aceea, după ce o depus, după 3 zile, din ouul respectiv, ecluzionează larva. Și după 3 zile iese... După 3 zile? Bastonașul ăla mic, o să mergi să-l ți arăt, foarte mic, se apleacă, în sfârșit, la a treia zi, ecluzionează larva. Dar când ecluzionează larva, deja i-a pus o cantitate de lăptișor, micuță așa în jurul ei. Deci ai auzit, Daria? Albina pune deja o cantitate de lăptișor. În a treia zi, când... Trebuie. Păi ascultă. Ascult. În a treia zi, când a ciocnit, ea deja a dat cu nasul în mâncare pus deja de către albinuțe. Am înțeles, și prin corpul ei, atenție, prin corpul ei, prin corpul larvei, se face, larva mănâncă prin corpul ei, pur și simplu este pătruns de către lăptișor și așa este hrănită la început. Da? În a noua zi de când a depus ouă, adică au trecut de la 3 la 9, 6 zile, da. În 6 zile, atenție copii, în 6 zile, larva care crește așa cap-coadă, așa am și văzut-o noi, strâns așa cap-coadă, care crește în 6 zile de se umple celula. Și am spus că în fiecare zi este vizitată de sute de ori, de albinuțe, încât în ajunge în a noua zi,
chiar în a noua zi, de mai multe ori, de 1200 de ori. Și îi se pune lăptișor, un pic de hrană acolo, dacă e albinuță. Dacă este matcă, îi se pune o cantitate mare de lăptișor. De lăptișor. Mai ales la mâncile acele care sunt din schimb liniștit, băltesc larvele în lăptișorul de matcă. Da? Băltesc în lăptișorul de matcă. Și este rezerva pe fundul, bocii o cantitate de lăptișor foarte bună. Iar în a noua zi, îi pune căpăcelă. Dar ea, lăptișorul care îl pune din a noua zi, îi va ajunge următoarele zile fără să mai intervină matca. Deci, într-un fel, fără să mai intervină albina. Trebuie să fac așa, pune lăptișorul de matcă și după aceea pune căpăcel. Până într-o a noua zi. Apoi, când ea mai sparge puțin acolo, că încearcă să iasă... Nu. În a noua zi, albina e pusă atâta cantitate de lăptișor, încât îi ajunge pe perioada aceea cât stă acolo, vodcă. Și cât stă? Și stă până la 16 ani. 16, deci la 9 la 16, încă 7 zile. Întrebare interesantă, dacă două vieți... Lasă vieți. Stai să lămurim cu asta. Deci 7 zile, mama de la 9 zi la 16 zi, ea are atâta lăptișor de matcă încât albina nu mai intervine, a căpăcit-o. Da. Așa este. A căpăcit botca. Ea are cu ce să... Aproape plin, să zic. Ea are cu ce să hrăni. Și pentru că ea trebuie să spargă singură, ați spus. Asta e, asta e. Dacă e puternică și... Dacă e puternică, de asta da. Ea trece prin faza aceea de nimfă, nu se transformă, cresc aripioarele, partea chitinoasă aceea exterioară. Deci la ce era larva care ați văzut-o că se sparge foarte ușor, ea devine viitoarea mătcuță, dar datorită faptului, atenție, datorită faptului că are cantitate de la lăptișor de matcă suficientă și are spațiu mare, evoluția ei va fi spre ceea ce va fi o următoare matcă cu toată aparatura necesară pentru a produce ouă suficient de multe. Și ea nu mai este albinuță. Iar când ea nu mai are calitatea de albinuță, da? Deci va fi hrănit în continuare cu lăptișor de matcă și mai departe. Dar dacă vorbim de o albinuță care se transformă ea în mătcuță, de începe să ouă, am vorbit de sacrificiu, nu? Este de fapt un abuz. Ea ce va face, va face neavând aparatura necesară pentru a produce așa ceva. Face trântor. Face, va face numai trântor? Ouă de trântor și nu s-a împerecheat, nu nimic și atunci de aceea este albină așa. Dar nu am terminat de povestit cu cum se face cuibul. Deci, atenție! Spre iernat, albina se strânge una lângă alta, se face așa zis ghemul, pe mai multe rame, depinde de mărimea familiei respective, depinde cât sunt indivizi. Și se intră și cu capul în celulă și intervale se umplu bine, iar în mijlocul ghemului stă matca, Dacă afară scade temperatura, copii, scade temperatura cât se poate, de mult știți bine, uneori e minus 10, minus 15 grade, minus 20, da? În interiorul ghemului nu are voie să fie mai puțin de 17 grade cu plus. Atenție! N-are voie! Pentru că în clipa în care s-a atins 17 grade, imediat se transmite mesajul, e frig, zice. Și atunci, e frig la plus 17 grade. Și albinuțele tinere care sunt în interiorul ghemului pot să moară. Nu? Fac următorul lucru. V-am spus că o parte intră în celule, altele, și se formează coaja ghemului. Coaja ghemului, adică albinuțele pe exterior, sunt din albinele bătrâne. Ele stau unele peste altele, uite așa stau, și strâng foarte bine coaja de nucă, da? Așa cum e coaja la nucă, așa stau ele, albinuțile, 3-4 unele peste altele și formează coaja ghemului. Ei bine, se transmite mesajul în interiorul acolo că e frigă, uite, suferim, ce facem? Și atunci se transmite spre exterior și albinele care formează coaja ghemului și cele care sunt imediat următoarele, zice... Hai să ne luăm din rezervă. Din rezerva de sus. Uită sus și au coronița cu miere. De aceea fiecare familie, fiecare ramă are propria sa rezervă.
ca să-și asigure hrana necesară. Și atunci se rostogolește un pic ghemul de jos în sus, se cuprinde o anumită cantitate de miere, se consumă mierea aceea și prin mișcările de abdomen, prin suflul lor, prin așa, se produce căldura. Se transformă mierea în căldură. Da? Albinițele o transformă în căldură prin mișcări. Și în felul ăsta se ridică temperatura ghemului. Când în februarie începe, sau la sfârșitul ianuarie, sau începutul februarie, începe să depună ouă, în pe momentul acela ajungem la o temperatură de plus 30-32 de grade. Și în ghem, în mijloc, acolo, lângă matca, acolo unde depunea ouă, unde face, da? Și ca să ai 32 de grade și afară e minus 20, vă dați seama ce consum de energie se produce. A, dar poate fi până și la 50 de grade? Plus 50 de grade nu se atinge, pentru că în momentul în care se depășește 30-32 de grade, ele ventilează. Fac invers mișcarea. Bună oară, acum vara, dacă ajungem la 30 ceva de grade, bat din aripioare și scot căldura. Normal, că se deșepte. Deci fac totul într-un optim, pentru că altfel nu s-ar putea pune problema să supraviețească. E aparat de aer condiționat, ce frumos spune Valentin. Bine, bine reglat, da? Bine reglat. Da, perfect reglat. Așa. Ei bine, acum e momentul care vă interesează foarte tare. Dacă sunt puține albine, din ce să se facă coaja, din ce să se facă ghemul? Corect. Deci trebuie să fie familii puternice ca să se facă un ghem frumos, să mare, reziste peste iarnă. Să reziste pentru iarnă. De aceea, când avem două, trei rame și se formează ghemul pe două rame sau trei rame, nici n-ai din ce face sfera. Săraci. Că sfera este cea mai bună, nu? Formă în care nu se pierde căldura. Coaja aceea. Și aici trebuie să intervină apicultorul atunci, nu? Ei, apicultorul trebuie să aibă știința. Altfel le pierde. Știința de a face lucruri care să vină în sprijinul familiei. Păi tocmai. Se întâmplă ca la un moment dat să aibă niște nuclee, cum avem și noi aici, destul de modeste, și el trebuie să încerce să ierneze așa fel încât să fie mai multe una lângă alta, să se, de la un ghem la altul, să facă un ghem în total, sau să știe foarte bine că o ramă plină cu miere, care e pusă în cuib, constituie ca un ghețar. Deci apicultorul ce face? Deci să am eu hrană suficient și pune așa de sus până jos o ramă. Și acolo albina nu mai are cum să intre în celulă. Eu v-am spus că trebuie să intre una pe o parte și una pe o parte și să se apropie una de alta ca să formeze un tot. Dacă el a pus așa, o feliat ghemul. Uh-huh. L-a feliat și atunci nu am decât intervalele acelea. Și este supus, deși are mâncare, deși are o familie puternică. Dacă are o familie puternică și nu știi să organizezi ghemul, pierde familia. Deci, vedeți, sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri de știut. Apicultura nu mai este o chestie la întâmplare, ci este o știință. Gheostupul ajută mai bine la iernat? Extraordinar. Puteți să explicați? Da, da. Am să explic. Pentru că în biostup am trei familii. Am trei, da? Și am pe astea două lateral, stânga-dreapta. Sigur, mă strădui să am ful cu albine stânga-dreapta. Aici sunt informale niște nuclee și o să vă povestesc altă dată ce și cum. Aici urmează să apară măcile. Asta e povestea mea. Și când am 6 aici, 6 aici, 6 partea asta, ful cu albine, apoi, dragilor, aici se formează ghemul. Aici. Aici, așa, pe grila asta. Da? Da. Vine și asta din spate, vine și asta. Și din cele trei se face o sferă mare. Una mare, cu o treime acestea, o treime în partea asta, o treime în partea asta, și atunci ele supraviețuiesc mult mai bine, sau dacă vreți... Sigur că l-am ajuns. Biostupul mi oferă o șansă imensă și apicultorii știu ce spun. În loc să se facă ghemul dintr-o singură familie, aici ghemul acela mare se face din trei familii. Și vă dați seama că au căldură suficient de bine. Ghemul mare, bine conservată. Iar dacă au căldură suficientă,
nu mai consumă, dragilor. Mm. Deci nu mai consumă miere. Da? Și nu consumă din rezervă și încă ceva. Ele adună totul în intestin. Deci rezidurile, în loc să se, nu le poate elimina, n-are unde. Și în condițiile astea, în momentul în care ai un ghem mic, ea consumă mult, consumă mult, adună și se îmbolnăvește. Desi o dă în diarie. Și așa am pierdere imensă. Am pierdere, nosemoza se cheamă boala asta a diariei, la albinuții, și te termină. Familii întregi care au pierit datorită faptului că nu a fost o urinare corectă. Biostupul oferă o șansă imensă. Deci biostupul oferă șansa de a lucra și de a mă adapta diverselor probleme care le-am foarte ușor. Da? Foarte ușor. Biostupul poate să oferi, spune mai devreme că pentru o familie puternică pleacă la scules. 30 dacă ar fi 50 de, da? 30 de indivizi. 30.000? Dacă avem 50.000. Da. Pentru cum e organizat biostupul? Dacă avem familii puternice, pleacă mai mult? Da. Am să spun așa. Spuneți-mi. Că nu o să rămân trei familii tot timpul. Eu iernez trei familii, dar în primăvară le desfac. Două le duc în câte un alt stup și rămân o singură familie. Aceea va genera alte două, trei nuclee. Dar important, la producție, în primăvară, am o singură familie. Urmează magazinii deasupra, urmează tot. Deci am mai mult de 50.000 de indivizi. Față de stupul clasic, pleacă mai mult? Dacă sigur, cu cât crește numărul familiei, numărul indivizilor, cu atât mai mulți pleacă. Dacă v-am spus de la 10.000 plecau 2000, doar 2.000, dacă la 50.000 a zis că... Ar trebui să pleacă și 10.000, 5 ori, 10.000. 10.000. Da. Pleacă de 3 ori mai mult, 30.000. Deci cu cât familia mai mare, cu atât chinezi. Ai chinezi mulți, faci treabă cum trebuie. Sigur că da, un bloc, un... Da. Ok, sure. Deci la întrebarea care vă pun acum vreau să răspundeți doar cu da sau nu. Hai, de ce faci? Deci. Tu mă faci, mă bagi în... Și la următoarea întrebare, hai, bine, da, hai. Asta puteți să-mi explicați mai detaliat. Așa. Dar acum doar cu da sau nu. Așa. Deci. Uite-te la cameră, că familia... atât îmi place mult când... Deci. Da. Familia de albine e într-un fel ca familia de oameni, numai cu mai mulți copii, nu? Da. Ok, acum iar răspundeți-mi mie detaliat la întrebarea asta. Albinele au străbunici sau străbunică? Păi nu prea apucă, mă, n-ai auzit că trăiesc 40 de zile. Așa, deci te trăiesc numai 40 de zile. Păi da. Și bunica, străbunica, mama cine este? Regina, da? Da. Mama e regina. Hai, și bunica și străbunica. Este o altă regină care încă poate să fie în stupină, într-un alt stup. Și străbunica poate să fie în alt stup. Pot să existe, că am zis, 3-4 ani de zile, da? Și cum albina rămâne 40 de zile în activitate, putem vorbi de bunica, străbunica și așa mai departe. Dar bunici, să nu mă întreb de bunici, că nu știu ce să spun aici. Păi și asta era implicată în întrebarea mea. Păi asta nu știi, era. Nu știi că trântorii, ce se întâmplă cu ei? Păi da, dar dacă sunt hrăniți bine, dacă sunt... Deci asta e fascinată. Cum să spun eu? Trântorii ăștia, dar știi că ei trăiesc, cât a zis domn profesor că trăiesc și trântorii ăștia? Ce fac albinuțele când nu mai au nevoie de ei? Păi omoară, deci de unde? De unde săracii bunici? Da, de unde bunici? Bunicii sunt rapid să termină. Păi dacă e puțin mai deștept decât o albinuță. Ei, da. Deși se vede foarte rar acest lucru. Foarte rar, adică deloc. Și mai pleacă și el și apoi. E mai bătrân, o să vină în stop și o să strige: uitați, mă, că am reușit! Vă sunteți copiii mei, mai poții mei! Sunt un străbunic, mă! Așa, numai că străbunicul ăsta are o poveste interesantă. Cum să mă fac eu înțeles? Daria, este un fenomen atât de complicat că dintre cei 700-800 de masculi care sunt într-o familie, se poate ca niciunul să nu apuce vreodată să fie tată. Da. Nici măcar tată nu ajunge. Adică să se atingă de matcă. Da. Să ajungă la matcă. Deci nu ajunge niciodată. Vă spraie. Legut. Mă scuzați. Ați spus 700 de masculi? Da. Să știți că pot fi mai mult când matca mare albinele mai fac. Deci pot să crească. Da. Deci sunt în urmă cu chestia. Da. Deci când...
când e vorba de vesmeticirii, ea spune așa, în etapa aceea fac numai mascul, de 7-800, cam puțin. Eu, e o poveste. Dar să răspund acum, în momentul în care se ajunge matca să despară, din motivele acestea de la vesmeticit, s-a redus familia foarte mult. Noi am văzut că rămân 2-3 rame și acolo sunt pe ei uneori cei mai mulți masculi. Exact, am văzut, da? Chiar. Am văzut că sunt foarte mulți masculi. Practic. Sfârșesc pe a fi numai masculi. Mai sunt câteva albinuți pe aici pe acolo și aceea familie dispare, că dacă numai cu masculi, n-ai ce. Normal. Cât hai să vă arăt acum o familie care e pregătită pentru iernat. Da? Haideți, o familie pregătită pentru iernat, să vedem copii. Cu 3 în 1. Cum cu 3 în 1? Adică 3 mătuțe. A, 3 familii? Da, 3 familii. Apropo, domn profesor, eu am început pregătirea pentru iernat. Da, ați început-o, asta e perioada optimă. Da. Să nu mai știți că am pus ieri o mătcuță, nu știu cum se chema, într-un pătrățel ca să ne pună mai bine. Ne ducem acolo, ne ducem și acolo, da, ne ducem și acolo. Deci, aici au fost mai din timpuriu mărcile obținute, inclusiv și în partea asta am avut... Deci acolo sunt 3 familii. 3 familii. Da. Una, două, trei. Aici au fost full cu albine, însă un domn din Oradea a insistat foarte tare, mi-a dădus o familie mai înainte, și alaltă seară au avut șansa, nu de Oradea, din Sibiu, au avut șansa să meargă un frate pe el și am spus... O să neapărat îmi dați tot așa o familie, pentru că ce mi-ați dat dumneavoastră și am acum, le zic academicienile. Așa sunt puternice. De liniștite, puternice, valoroase și vreau matca de aceea, neapărat. Și atunci eu aveam matca aici, valoroasă, și am dat tot cuibul ăsta. În urmă acum am mai pus niște rame de la surorile lor și se va forma din nou, am și o bortă pe care am pus-o aici, va ieși o altă matcă și... va fi din nou la fel. Așa, tot și deci cum le-ați pregătit pentru iarnă? Pentru iarnă, ce înseamnă? Am densitate foarte bună. Am albine multe, da? Aha. Da? Deci, se vede, de când ați deschis au sări vreo două. Și în partea asta, și în partea asta altă. Păi și fiind cald afară, ele nu se înnădușe acum, domn profesor? Nu, pentru că noi avem asigurată circulația aerilor prin... aparatul de aer condiționat. Aparatul prin fundul acesta antibăroa, da? Domn profesor, cum se face că este o singură familie fără polen? Ei, nu, a trecut cineva pe aici, un hoțu. El este. El a recoltat polenul. Și atunci, trântor, da? Vedem și hoțul. Da, da, da. Deci, a furat. Când noi am făcut matematică, Alesi a trecut prin stupină și a adunat, a colectat polenul. Ce a făcut cu el? Asta nu spun el. Vezi că mă supăr. E mult, e mult atâta polen, mama să pape. Stup mulți aici. Da? Deci așa pregătim pentru iernat. Pentru iernat. Va fi full cu albine aici, full cu albine aici și se strâng în interiorul instanță, se strâng aici în interior, pe grilă și se formează ghemoa aici. Și în felul ăsta avem șansa unui iernat de calitate. Asta înseamnă consum foarte puțin de miere, și albina sănătoasă. De ce? Da, aveți 3 mătci. Păi 3 mătci. Iar în primăvară, iau pe asta, că va fi full aici, mai full, mai puternic. Asta în primăvară, dar la iarnă, pe la toate iarnă... 3 le încălzesc? Adică toate 3 se duc păi în mijloc? Păi da, că asta își face cu ghem. Căldura de aici o atrage și pe asta. Ah. Deci de la una alta. Și, și albinuțele le protejează toate cele 3 mătci. Deci, matca, una va fi în colțul ăsta, una va fi în colțul ăsta, în colțul ăsta, dar ele sunt separate. Separate și deci, înconjurate per total într-un glob, într-un... Așa, 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 poate. Ele nu-și dau seama, dar natural se face această sferă prin contribuția că indivizilor din toate compartimentele. Aha, și cele deci, mai bătrâne sunt la suprafață. Și cele astea din partea asta aici. La exteriorul ghemului. Așa, și în partea asta aici. Și în felul ăsta, ele stau în zone diferite, dar de parcă ar fi una lângă alta. Am înțeles. Și căldura din trei este mult mai puternică. Corect. Și atunci nu sunt nevoite să consumi miere. Deci biostupul oferă o șansă imensă la iernat. De la iernat în fiecare etapă. Aha. Deci apicultorii... Și apicultorii iarna șomează? Deci, apicultorii iarna șomează? Nu. O să spun. Ce se întâmplă? În timpul iernii, ei fac diverse lucrări de tipul. Utilajul apicol.
curăță ramele, pregătesc rame. Dar pentru albinuță în stup, în interiorul stupului, n-avem treabă. Din când în când mai trec și mai cercetează să audă cam cum se lucrează. Zumzetul din interior, bagă un furtunaș, să zic, acolo. Nu-i cazul la mine. La mine, la mine e foarte simplu, că eu am folia. Uh-huh. Nu deci, toată lumea lucrează cu folie. Deci am înțeles asta. Treaba apicultorului este mai puțină iarnă. Este mai puțină, el trece doar în vizită pe acolo să vadă cam dacă care este calitatea iernatului. Corect. Cum lucrează albina, ce se întâmplă cu albina? Dar, profesor, albina este alergică la ceva? La polen. Ea este alergică în sensul... Ea e alergică la produse chimicale. Corect. Deci când îi se... Deci asta... dacă îi dați carne, e alergică. Da, adică dacă tu te dai cu parfum, sigur te va ataca. Păi parfumul e... În momentul de față se produce o agresiune asupra familiilor de albine foarte mare, datorită faptului că chimizarea, industrializarea, poluarea, pesticidele și toate acestea ușor, ușor lovesc în viitorul familiilor de albine. Suntem într-un declin. Deci foarte multe familii și s-au auzit, asta iarnă, bunoară, au murit foarte multe familii. Apicultorii toți se întreabă de ce. Tocmai datorită faptului că s-a schimbat condiții climaterice, totul este într-o continuă schimbare și în defavoarea familiei de albine. Iar albina e atât de importantă încât, trebuie spus, fără albină, viața nu mai are loc. Trebuie să vă spun și eu ceva. Da? Deci Einstein spunea că dacă albina dispare, doar 4 ani mai avem de viețuit. Da, știu, pentru că nu Atenție. Se mai polinizează Atenție, florile. Să urmărim albinuțele. Așa, nu se mai polinizează florile. Fără albinele noi n-am putea trăi. O, ne pișcă ele, Da. Dar ea nu se pișcă dacă tu nu ești agresivă cu ea. Dar ele totuși ne dau viață pe acest pământ. Da, ne asigură. Ne asigură viața pe pământ, pentru că prin polinizarea plantelor înseamnă apar plante, avem zona asta a ierburilor, care înseamnă pentru sistemul vegetal este asigurat, și atunci avem pentru animale. Perpetuarea, da? Se merge mai departe, corect. Este un lanț, corect. În final. Deci toate aceste lucruri sunt foarte, foarte importante. Albina rămâne extraordinar. Ce face biostupul? Și iată pe apicultor puși în situația de a încerca să înmulțească familiile de albine. Deci, ca să putem lupta împotriva ceea ce înseamnă agresivitatea asta a mediului, înseamnă să încercăm să găsim soluții să ne mulțim. Multe boli, mulți dăunători, deci este ceva de groază. Biostupul luptă și în mod natural asupra varoa. V-am povestit acel păduchi care decimează stupine masiv. Poftim, Daria. Deci, dumneavoastră ați spus că albinele sunt alergice la chestiile astea chimicale. Da. Da? Chimice. Știți ce se spune despre zahăr? Că zahărul e moarte albă. Deci ele cum fac pasta de zahăr? Păi uite, așa spune. Dar și pentru ele. Nu-i deloc nu-i plăcut ca să consumi siropul acela de zahăr. Păi atunci ei ce-l mai fac? Ele sunt alergice. Dar nu el le fac, apicultorul. Apicultorul intervine ca să le poată salva. Cum puteți face? Păi faci din nevoia de a supraviețui familia, că e posibil, dacă eu nu intervin, să moară peste iarnă. Trebuie să dau o anumită cantitate. Da, dar să recunoaștem, domn profesor, că ideal ar fi să se dea miere. Și să fie cantitatea... Să apicultorul să lase suficientă miere. Să nu fie lacom, să vândă tot. Iernatul pe miere este altceva decât iernatul pe... Da? Și mie asta îmi place cel mai tare. Sigur că aici intrăm în contradicție. Tu vrei miere? Eu vreau pe miere din asta, din miere. Da, pe iernatul pe miere. Sigur că da. Cum îți place ție mierea, așa îi place și albinei. Da, dacă vinde mai puțin atunci, albina de ce mai dă mierea? Dacă vinde mai puțin, dar dacă se dezvoltă și vrea să se dezvolte și să axează pe chestia asta, se trezește de foarte multe ori în situația de a nu avea suficientă cantitate. Asta am înțeles. Da. Și atunci se intervine cu siropul. Intervine cu siropul și stimulează chiar. Deci el trebuie să stimuleze dezvoltarea, pentru că albina, dacă... Ce vreau să vă fie clar? Albina, dacă nu simte că intră ceva hrană, ea încetează să ouă matca. Nu mai hrănește matca, încetează. Dacă am înțeles asta, da. Dar calitatea mierii din cauza că s-a intervenit cu sirop sau a stupului sau a familiilor scade? E mai... Sigur că da. Nu putem spune că este același lucru. Deci, încă o dată, noi vorbim de stimulare
în condiții de avarii, de situații... Așa, de urgență, am înțeles. Iar cât privește dezvoltarea familiilor de albine, fără asta, fără stimulare, nu poți face nimic. Am înțeles. Deci nu se poate face, că n-are cine să aducă. Poți să fii nectarul în floare cât ar fi. N-are și acum vă pun o întrebare. Credeți că există vreun apicultor care să nu dea zahăr la albine? Nu. Nu. Siropul? Nu există. Dacă își propune să dezvolte, n-are cum. Nu există. Deci nu se poate pune problema asta. Ba mai mult, am auzit că sunt și apicultori care fac următorul lucru. Anume, ca să rămână rezerva din miere, da, în loc să lase cele 70-80 kg, atunci el intervine cu o cantitate mică pe care s-o asigure albine să o mănânce ea, să o consumi ea, să-i rămână rezerva cealaltă. Pentru că trebuie să știi, Mihaela, un lucru. Ea este atât de zgârcită, albina, încât numai când nu are încotro, folosește din rezerva aceea care și-ar lăsa-o pentru iarnă. Aha. Când nu are încotro. Dar dacă apicultorul vine și îi dă o anumită cantitate de 200-300 ml de sirop, o ia pe aia urgent. Deși trebuie să muncească mai mult la ea. Da, deși muncește mai mult la ea, dar o ia pe aia ca să nu consumă mierea adevărat. E frică ca nu cumva să rămână fără. Că apare un moment, cine știe, poate să schimbă o serie de lucruri, niște condiții grele. Mm-hmm. Deci, apicultorii atunci sesizează treaba asta și vin cu cantitate mică, stimulează ca să mențină oatul măcii. Pentru că se poate intra și într-un gol. Iată, între salcâm și tei, este un moment gol. Și mai ales dacă stai staționar și îți duci după floare, staționar, trebuie să intervii, că altfel măcile nu mai ouă, s-a terminat. Ea după 2-3 zile când vede că nu mai intră nimic, imediat nu mai hrănește matca, matca nu e hrănită cu lăptișor, matca nu mai e hrănită, nu mai ouă. Aud de foarte multe ori aud că eu am 2-3 stup și fac numai pentru familia mea, nu intervin cu zahăr, a mea e cea mai bună miere. Așa, deci nu-și măresc familiile, să înțeleg? Da, 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 și atunci, într-adevăr, se poate întâmpla lucrul acesta? Deci cel care are, să știu, un număr de 7-8-10 familii și stă staționar, va intra tot timpul în perioadă de panică, dar fiind la început nu prea știe el multe lucruri despre apicultură și panica este, sau momentul greu pe care trebuie să-l surprinde este că nu va o matca continuu. Așa. Ci va face în salturi. Așa. Când apare un cules, atunci iar e hrănită, iar ouă matca. Dar apicultorul care face treaba asta în sistemul industrial, el nu-și permite să intre matca în pauză. Da? Da? Deci el trebuie să o folosească, să o determine, să o continuă. Dar pentru consumul familiei e suficient, nu? Dar pe consumul familiei depinde, poți să nu iei niciun gram. Poți să iei niciun gram. Că nu e familia puternică, n-ai multe. Nu, nu e familie, dar Mihaela, să zicem că ai salcâm, da? Da. Ai salcâm acolo, în jurul tău ai o pădurișă salcâm. Da, și ți-ai pus niște stupi. Și ai pus niște stupi acolo. Da. Unde locuiești tu, ai și chestia asta. Bun. Dar a venit o ploaie, la momentul când a florit salcâmul, o căzut toată floarea, n-ai prins nimic, e rămas în gol. Uh-huh. Altceva... Niște fâri de astea care sunt de aiurea, așa, nu ți asigură, abia le se asigură pentru ele dacă se întreține. Deci e vorba de cules de întreținere. Deci eu să-i cred sau să nu-i cred pe oamenii ăștia care spun că mierea lor e naturală, că au 5 sub pentru ei? Nu, depinde unde sunt plasați. Și ce condiții mentale. Iar insist, e vorba de, Mihaela, e vorba de zona meliferă care ți-o asigură. Da? Spune-mi pe rog. Deci. Începe asta. Albinele au spus că, nu albinele, dumneavoastră ați spus că albinele pot să-și mănânce mierea pe care o fac ele. Nu pot să-și mănânce, mănâncă sigur. Da, obligatoriu. Păi atunci de ce mai lasă să se ia mierea, să se pună la alții? În loc să mănânce doar ele sau păstreze doar pentru ele? O, ce supărate sunt! Dacă tot când le luăm noi de pe rame și mâncăm și căpăceala și tot, să vezi ce supărate sunt. Da, dar... Nu știu. De ce lasă? În momentul în care îți face extracția, dar vorbesc de extracții de astea puternice și la un masiv de salcâm, de floarea soarelui sau știu eu, de tei și s-a ajuns la cantitatea bună de miere în magazin, în rezervă și tu ai extras, ei, albinuții vor plânge a doua zi sau chiar în prima jumătate a zilei respective, vor plânge, vor ieși afară, vor vedea că
e sărăcii. Dar ai luat toate ramele? Le luați pe toate sau le mai lăsați și lor una, două acolo? Nu, se lasă, se lasă rezerva, o minimă rezervă. Le lăsați? Sigur că da. Și după aceea puneți ramele golite? După aceea se pune în magazie. De regulă în magazia. Cuibul mai puțin să atacă. Așa. De regulă. Ei bine, Mihaela, trebuie să mai spun că au fost ani când apicultorii au pierdut masiv la debutul salcâmului bunoară. Am fost tot așa odată, mergeam, făceam pastorală înainte. Făceam și eu pastorală, aveam trei vagoane. Era o muncă foarte, foarte dură și aceea. Ei bine, când ai ajuns acolo, ca să ocupe o poziție, vatră se cheamă asta, locul unde se plasezi tu stupina, e o bătălie foarte puternică. Da, deseori văd pe Măgura că e salcâm, nu? Așa, se duc acolo foarte multe vagoane. Se ocupe o poziție ca să poată să, așa, vin altul, trebuie să vezi cum faci așa. E bine, vin mai de timpuriu decât în momentul când deputează familia, salcâm când deputează. Da. O săptămână, două uneori. Așa. Și se adună în pădurea aceea de salcâm când nu-i nimic de cules. Corect. Se adună acolo suficienți. Și sunt triste sau ce? Și ce se întâmplă? Ele trebuie să consume din propria rezervă. Atunci trebuie să aibă rezervă. Dacă nu ai rezervă, s-a întâmplat. Eu sperat că salcâmul va da de curând, la o săptămână, au plecat acasă și n-au mai venit și când au venit, au găsit moarte de foame. Am înțeles. Și aruncă, am văzut apicultoare care arunca cu găleata albină. Am înțeles. Da? Deci nu-i treabă simplă. Aici ce, la ce flori merg albinele noastre? Păi, am avut aici în pădurea. Primăvara am salcâm aici, salcâm. Am teiu, teiu și am avut și ceva cu floarea soarelui. Păi și atunci cum se face de salcâm, de tei, de floarea soarelui? Pentru că la momentul când e salcâm, dacă ești numai salcâm și ai albină puternică și ai șansa să nu vii o ploaie, nu știu ce, și ai posibilitatea, mai ales dacă faci pastoral, te muți, dacă te-au lovit aici o problemă, te duci la altă. Dar aici mai încă o problemă. Nu totdeauna secretă planta. Aha. Deci ai salcâm, curge salcâmul din floare, de floare și nu secretă planta. Am înțeles. Și, deci, e mai valoroasă mierea de salcâm decât mierea de tei? Cea mai valoroasă miere este mierea de mană. De mană? Mană. N-am auzit. Mană este mierea neagră, ați urmărit, ați mai văzut pe undeva, miere neagră. Dar ea este de două calități, de două categorii. Mană vegetală și animală. Așa. Ce înseamnă mierea de mană vegetală? În anumite condiții, anumite plante, nu știu dacă ați văzut așa, ați văzut pe la codițile frunzilițelor, pe la muguri, pe acolo, excesul de glucoză atât de mare încât bușește, pur și simplu. Uh-huh. Și albinuța îți duce și culege, de-aia zi mană, mană așa. Cerească, la mană cerească. Uh-huh. Și atunci culege, în scurt timp, în două, trei zile, ți se umplu stupul de miere. Uh-huh. Da? De-aia e mare. Are alt gust? Are alt gust? Da, 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 e alt gust. Vai, vreau și eu. Și, nu, am acum, ca să-ți arăt, după o altă categorie, categorie de miere, tot de mană, dar mierea animală. Culoarea e diferită la miere. Neagră este. Asta e neagră. N-am văzut în viața mea. Da, și într-un caz și altul, bate de 7 ori salcâmul. Vai de mine, domnul profesor, trebuie, vreau și eu. Enzime și tot ce are acolo, ceva deosebit. Ca să-ți povestesc, să termini cu mierea de mană animală, este vorba de faptul că sunt niște purici care, musculiți așa să le zic, ca să sune mai bine, da? Așa, care înțeapă frunza, extrag din frunză de glucoza și cu sărurile și cu tot ce trage, extrag ele și elimină glucoza. O glucoza o elimină, nu le place asta. Aha. Și atunci, în excrementele lor, acestor purici, acestor așa, se pe frunze apar și lucesc frunzele, dacă ați văzut, da? Da, da, da. Da. Așa, lipicioase chiar. Așa, da, da. Aia, albina vine și culege toată asta. Și e valoroasă și aia? Asta e valoroasă, asta e mierea de mană. Tot mai valoroasă decât asta de salcâm. Salcâm, da. Asta e mierea de mană animală. Toamna te... Noi am mers undeva și ne-a zis o doamnă că mierea de calitate e aceea care... Atunci când întorci borcanul, exact, face o bulă imensă, așa, nu știu cum. E adevărat? Mi-ai explicat. Nu, depinde, ăla e un rotund. Gol, nu?
ca la bula de la cumpănă. Este un gol și când ne întorci într-o parte și în alta... E zic că aia e naturală, da. Și așa să ne orientăm, zic unii apicultori. Da, asta este o poveste, dar nu e. Este un gol care se propagă când într-un capăt în celălalt a borcanului, da? Povești ca la pesca, da. Domn profesor, vreți să vă amețesc cu încă vreo 6 întrebări sau să vă las? Nu, se termină ora, hai să vedem acolo întâi, aceea cu ochiul acela. Da, și după aceea sau mâine sau... O întrebare la sau două, vă rog. Daria, trebuie să plecăm, iubita. Ok, promit doar o întrebare când ajungem la cutiuța aceea, ca să vedem cât de ouă. Da, ar fi bine să o lăsăm pe mâine, corect. Că să ba da, și ceva de... că e o oră deja, domn profesor. Da. Așa, să ne oprim, că și el are treabă de făcut. Așa, dragilor, m-ați provocat astăzi din nou. Trebuie să spun din nou, Daria s-a situat pe locul tic, așa fie ea să fie, cu întrebările și cu toate astea puse. Oricum, ori de câte ori, e ca la matematică, când se întâmplă ca să spună întrebări elevul, te provoacă și tot mai multe lucruri interesante poți spune, da? Da, vreodată ne faceți mierea aia de mană vegetală, să ne dați, să vedem și noi cum arată. Nu pot face ele, dar aveți vreo șansă? Eu de vreo 7-8 ani n-am prins. Doamne! Deci n-am prins. Ce să spun dacă... Iar acea miere... Da, se poate cumpăra. De regulă, în zona de munte... Și să înțeleg că dacă găsesc un borcan cu miere de culoare foarte închisă, aia e acea miere de care zicea să-l cumpăr repede? Da. Îl cumpăr fără niciun comentariu, bine. Că așa este, da? Bine. Acum, să nu fie o altă chestie. Bunoară... Colorant. M-a sunat și mi-a spus, domn profesor, am luat o miere... Zice, de pe așa, de marginea drumului și era cristalizată. Da. Mierea cristalizează, cu excepția salcâmului. Așa, cu excepția salcâmului, toată mierea cristalizează. Ok, aia e bună. Mierea aia albă. Deci mierea aceea albă este de salcâm. Dacă este... Nu, albă. Rapiță, așa. De rapiță, da. Așa. Aceea cristalizează din centrifugă. Așa. Am înțeles, așa. Ei, bine, în momentul în care ai vorbit despre mierea aceea, mi-o povestit respectiv, că o luam miere de asta cristalizată și s-o dus acasă să o decristalizeze. Și o pus-o la fiert. Nu la fiert, nu? Nu în apă fierbinte ca să-și dea drumul? Păi eu pus-o și eu zice, domn profesor, și-am pus-o așa... Și-am fiert-o, zice, s-o caramelizat, s-o făcut neagră. Aceea era miere de neconsumat. Că mierea după toxic. 70 de grade devine toxică. Corect. După 40 de grade, dacă o încălziți mai mult de 40 de grade, la fiecare grad care crește, se distrug toate proprietățile. Iar la 70 de grade, când s-a ajuns, devine toxică. Vai de mine, păi eu o pun în cafea, domn profesor. Păi în cafea vine să o lași o leacă. Păi o las o leacă, dar... Dar sunt fierbinte. Da, păi nu beau fierbinte, dar oare ajunge la 40? Nu, aproape că s-o bei. Când s-o aproape s-o bei, da. Când o poți atunci îi pun. Păi da, și oare are... Da? 40 de grade. Bun. Când se pune niciodată atunci când e fierbinte. Nu, când ce are fierbinte se pui acolo. Păi pe tot să degrade. Păi da. Păi sunt proprietăți. Exact. Am înțeles. Da, așa. Când e atunci... Și sunt și nemergi din ăștia care ar fi în stare să o cristalizeze, după ce o cristalizează, o topește la temperaturi mari și o vinde ca fiind mere de mană? Da. Aoleu, și când îmi dau eu seama? Dacă mă păcălesc șarlatan. Nu prea. Asta e o zi frumoasă. La analize. Da.